acasă la Hunedoara. Săptămâna aceasta avem mini fotbal de calitate. În perioada 9-11 iunie, Federația Română de Mini Fotbal vă invită la 3 zile de spectacol pe terenul mic. Meciurile intense, ambițiile, emoțiile și fair play-ul vor fi ingredientele unei competiții pe cinste. Cele mai bune 24 de echipe din vestul țării își măsoară forțele în cadrul Superligii României. Ediția 2023. Hunedoara și Iași au fost desemnate să organizeze cele două competiții care stabilesc cele 16 echipe calificate la campionatul național Bistrița 2023. Vino vineri, sâmbătă și duminică la baza Eurocenter Hunedoara, la balon, să vezi cele mai tare echipe de mini-fotbal din țară și să-ți susții favoriții.